Preotul a uitat de propriile sale predici și a râvnit la nevasta altuia. Bărbatul în vârstă de 62 de ani, însurat și cu copiii la rândul lor căsătoriți, a căzut în patima iubirii cu o enoriașă cu 10 ani mai tânără. Adevărul a ieșit la iveală când la urechile soțului femeii, care muncea în străinătate, au ajuns unele bârfe din comună. Așa că, fără să stea pe gânduri, a angajat un detectiv particular care să-i aducă dovezile concludente. Când a aflat că idila este adevărată, omul a venit în țară și s-a dus la episcopul Ignatie al Hușilor pentru a-i arăta la rândul său dovezile strânse. Preasfințitul Ignatie a luat atitudine în cazul preotului, căruia i-a impus să se pensioneze urgent și a interzis să mai slujească în episcopia Hușilor. Preotul însă nu a părăsit imediat slujba și a mai comis o faptă nedemnă de o față bisericească. A cerut de la enoriaș din cele 600 de gospodării câte 80 de lei, drept taxa anuală pentru biserică. Oamenii au dat banii crezând că vor ajunge la biserică, însă, așa cum spun și consilierii parohiali, suma mare strânsă ar fi de negăsit.